Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș, au efectuat în această dimineață 19 percheziții domiciliare la mai multe adrese din județele Mureș, Hunedoara, Bihor și Ilfov, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere de către o societate de transport care a luat mai multe vehicule în leasing și care nici nu le-a plătit, dar nici nu le-a restituit. Polițiștii au identificat 90 de vehicule în leasing ascunse prin curțile unor agenți economici. Din cercetări a reieșit că, din cursul anului 2023 și până în prezent, o societate comercială din județul Mureș, având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri, nu ar mai fi achitat ratele contractelor de leasing încheiate cu mai multe societăți. Cercetările efectuate până în prezent au mai indicat faptul că aceeași societate comercială ar fi refuzat în mod nejustificat restituirea vehiculelor, pe unele dintre acestea continuând să le utilizeze după rezilierea contractelor, iar pe altele ascunzându-le pentru a nu fi descoperite de polițiști. În urmă cu câteva zile, în același dosar, polițiștii au pus în executare 6 mandate de percheziție, în urma cărora au identificat și ridicat 90 de vehicule care făceau obiectul contractelor de leasing, ascunse în curțile unor societăți comerciale din municipiul Târgu Mureș. Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 15 milioane de lei.